epidemie de gripe la Spitalul Municipal Onești, dar totuși, comparativ cu anul trecut, sunt mai puține cazuri sporadice, atât pe secția de pediatrie sau pediatrie infecțioasă, așa, dar nu sunt cazuri care să intrăm în carantină, care să ne sperie, care să ne alarmeze. Dar totuși, mămicile, persoanele în vârstă, persoanele vulnerabile, orice simptom ar trebui de regulă să se prezinte la medicul de familie, iar dacă medicul de familie consideră că aceste boli sunt un prognos mai nefavorabil sau sunt complicații, atunci automat să se prezinte la Spitalul Municipal Onești pentru a primi tratamentul corespunzător. În comparație cu 2012, puteți aprecia până acum, în 2013, care are, să spunem, frecvența e mai mare, mai mică? Deocamdată este mult mai mică față de anul trecut, dar nu suntem încă în sezonul plin. Să facem o comparație efectivă. Suntem la începutul sezonului gripal, de acum sau de vreo două săptămâni se împart vaccinurile antivirale prin medicii de familie, prin spital. Bineînțeles că efectul cam la două săptămâni începe să apară efectul antiviral, dar totuși nu putem cuantifica deocamdată făcând o raportare. Dar față de anul trecut, pentru aceeași perioadă, sunt mult mai puține cazuri. Mulțumim!